Iubiți frați și surori, e bine și frumos ca de toată inima să binecuvântăm pe Domnul. Amen. Aș vrea în ultima seară care o petrec cu voi să mulțumesc pentru primirea care ne-ați făcut -o. Vreau să mulțumesc fratelui Iosif, soției dânsului, care m-a găzduit. Mai aveți o noapte, Fie. Apoi, mâine mă voi întoarce acasă. M-am bucurat și voi duce vești bune. A scântat frumos, au plecat la alte clase. Mi-a plăcut cum a scântat. Orchestra, corul de copii, fanfare, corul. Sunt bătrân dar nu m-am lăsat în de n-am făcut cu ei. Când cântările care le știu și dirijorul îmi spune, o știi, vine să ne ajută. Mi-a plăcut cântarea, mi-a plăcut să laud pe Domnul. Așa a fost viața mea. La 11 ani, mama m-a obligat să cânt la cor era o bisericuță mică, de vreo 50, și au băgat și copiii în Biserica Baptistă, care eram, am cântat sub bagheta lui Chișmori, un dirijor mare în România, care are sute de cântări, îs traduse și în engleză și pe tot pământul, aud un cor de păsărele, cobori, cobori, v-am spus doar două, dar sunt multe, sute, și țin minte când a venit să învețe corul o cătare nouă în Bucovina, unde m-am născut, frații m-au pus la bas. Atunci mi se schimba vocea și el a venit, m-a ascultat, zice, nu, cânt la tenor, să cânți ca o fată, mi- a spus, să cânți ca o fată, n-am să uit niciodată. A venit vremea și mă bucur din toată inima că lăudați pe Domnul. Ginerile meu e dirijor de fanfară la fratele lui Misoi la Betania, împreună cu un alt frate, e cel mai înalt dacă, dacă o să-l vedeți, ăla e băiatul meu. Apoi, fata mea dirigează corul de fete, la Biserica Betania și corul de tineret și săptămâna viitoare vor pleca în România la evangelizare pentru două săptămâni, un drum greu, nevoios, mergi dintr un loc în altul, dintr-un oraș în altul. M-a rugat și mă voi ruga pentru ei ca Domnul să le dea har. Dragii mei, ultima cântare care au cântat-o fanfara, e compusă de un prieten al meu, fratele Titus, de la București, nu știu dacă voi l-ați cunoscut, Titus Ghica, luna trecută a plecat la Domnul. A fost un băiat frumos cu părul cres, înalt, cânta la cenaclu Flacăra, în România, pe vremuri, pe stadioane, iar omul avea o muzicuță pusă în port, aici, chitara, el compunea, Păunescu era cel care era cu cenaclu pe vremea aceea. Dumnezeu l-a chemat la pocăință și pe Titus. Am fost în casa lui de mai multe ori. Mama lui avea Alzheimer, nu știa că e fiul ei. Îl întreba cine ești, ce cauți aici? Și lui dădeau lacrimile. Am mamă, dar nu am mamă nu mă știe, nu mă cunoaște. A trăit o viață dură, dar Dumnezeu l-a chemat la mântuire și împreună cu luminița soția lui, au slujit Domnului, ea mai trăiește și erau un prilej bun de evangelizare. Când mergeam cu mașina cu el spre Cluj, spre Oradea, ne opream unii sunt cei mai mulți oameni și nu știau, eram două, trei mașini, totdeauna mergeam mai mulți, coboram jos și spuneam doar atât, ăsta e de la Cenaclu Flacăra și el spunea muzicuța, toată lumea îl știa de la TV. Se aduna imediat sute în jurul nostru și el cânta cântări. Oamenii credeau că e de la Cenaclu. Era un prilej de evangelizare și apoi începeam să propovăduim Evanghelia până când vinea poliția, până când își dădeau oamenii seama ce se întâmplă, dar rămânea sămânța sămănată pe ogoarele acelea. Și nu de puțini ori m-am întâlnit cu oameni și te știu, dar de unde mă știi? Erai cu Titus. M-am întors și eu la Domnul. Și e frumos să vezi un rod, o sămânță care a fost sămărată în, în trecere, la un popas pe drum, pe marginea unui șlanț, dar Dumnezeu este Cel ce face să crească. Iubiților, în seara aceasta, venind pe mașină, am fost cu fratele Iosif și cu încă câțiva frați undeva și povestind am, venit, am vorbit despre pește, despre pescar. Nu vă spun poveștile astea, astea au fost pentru mașină. Dar mi-a venit ce să vorbesc în seara aceasta. Având în vedere că de dimineața a fost botez nou testamental, am să vorbim din cuvântul lui Dumnezeu care a fost citit, Ezechiel, capitolul 47, și aici vom găsi patru măsuri, mai bine zis, patru feluri de oameni după botez. Vedeți, E un singur botez, o singură credință, un singur domn. Dar depinde foarte mult cum mergem, cum alergăm și cum ajungem la capăt. La maraton, la noi la Chicago, toți primesc o isine că au participat la maraton, că au făcut running, dar numai unul singur primește premiu. În toate sporturile, oriunde veți merge, unul pe locul 1, 2, 3. Asta. Și după aia restul au participat și ei. Dacă în lumea care noi trăim sunt scoruri, sunt nivele în care oamenii ating un standard și sunt socotiți, li se dă nume, li se dau premii, ce ziceți? La Dumnezeu este să ajung numai după ușă? Da. No. Cei mai mulți dintre noi este să intru și să se închidă ușa după mine, dar eu să fiu intrat. Nu este asta în Scriptură. În Scriptură este, El este în mijlocul cetății. Și biserica va fi în jurul Lui. E noul paradis, sunt cerul, în cerul cerurilor, e locul unde Dumnezeu pregătește un loc pentru noi. Lumina vine de la El, dar eu trebuie să ajung până acolo la El, trebuie să ajung. Și sunt patru grupări de oameni, noi suntem în adunare, Ăștia toți sunt membrii bisericii Betel? Betel? Betel. Membrii bisericii Betel, membri Beter, cum vă numiți dumneavoastră, eu sunt de la Ghețiman. Ei nu, nu, se ia după registru, să știți. Țineți minte ce vă spun. Se ia după felul de umblare și de alergare. De în aceasta, în Scriptură, în capitolul 47, este un riu, spune, m-a luat de la bucătărie, versetul 24 din 46, după ce ne-a arătat bucătăria, începe capitolul 47, deci m-a dus înapoi la ușa casei și iată că ieșea apă de sub casei. E un proiect extraordinar de frumos. Ne-am fost aminte, acum am fost la Portland, la un prieten. De mult n-am fost la el. Din România îl știam. deci mai vine la mine să vezi cum stau. Și când am mers, era pe malul riului Columbia, era săpat în munte, cum vine muntele, era un loc frumos așa, și casa au făcut el, el a proiectat-o, el era, e proiectant și în țară, a proiectat-o, el a făcut-o, el a tăiat el, și râul din munte, cum venea, casa l-a făcut, a făcut-o pe râu. În bucătărie și în living room, florul de sticlă și vedea apa. Și a pus grătar acolo și acolo și a pus păstrăvi. Mergeai peste păstră. Te uitai în jos, apă, venea din munte, casa lui. N-am mai văzut niciodată apoi se varsă în față, iar un loc care și-a făcut așa ca un... să acumuleze apa, în mijlocul lacului era o căsuță de vară, un hamac care se poți dormi, o punte care mergea acolo, să trăiești așa. Și după aceea se varsă de acolo, face o cascadă frumoasă, trece pe sub espres și se varsă în râul Columbia. Și l-am întrebat: Tu poți dormi aici? Deci auzi, mai iau câte o pilulă de somn. Când am auzit, ce folos. E frumos, ca în vacanță ești acasă. Ca în vacanță. Un proiect care l-a făcut un om. Ei, Dumnezeu are și el proiectele lui. Dar nu apa care venea la prietenul meu venea din munte, din roc, din stâncă. Ei, aici vine de sub pragul casei și auzi, apa aceasta vindecă. E interesant. Ne răcim puțin și vorbim cu frate. Deci, băi, am, am primit din România, bea ceaiul ăsta, imediat bem ceaiul ăla. Deci, nu mi-a trecut fă asta, cum te doare aici un junghi. Zice, cumpără alifii aia. Și cumpărăm nu de la doctor, din vorbă în vorbă, cum se duce. Toți suntem doctori. Am băut și mi-a trecut. Bea și tu îți trece. Și la ăsta la nu-i mai trece. Dar râul acesta, care curge de sub pragul case, e scris, ăsta vindecă. Și auzi, unde se varsă el, aduce vindecare s-a vărsat în mare și a vindecat apele. E mare lucru. Aici e mâna lui Dumnezeu. Acum uitați-vă, îngerul l-a luat pe a spus, hai cu mine. Și a măsurat o mie de coți, un râu mare. Era până la glezne cei mai mulți la ora actuală îți până la glezne. Dar e în apă, îi ud la picioare. Ca și apa de la ploaie în papuci, când papuci Îi ud. O fost bine? Da, o fost bine. Mai vii duminică, dacă am să pot, că sunt tare bizi. Vii la stăruință? Nu, că s-a obosit. A, postim o zi toată adunarea, avem o problemă. Nu, eu nu pot. Nu pot. El, ar, el poate să ridice bare la gym. El poate să bei trei cafele, nu are nicio problemă. El poate să facă multe... Dacă el vrea de o zi de post, nu, nu se poate. Nu se poate. Odată un frate mi-a spus, am încercat să postez cu o zi de boș și am uitat că sunt în post. Și am băut cafeaua. Ce să fac, frate? Mai duc ziua mai departe, mă sună să mă trebuie dacă să mai postească înainte. Nu, no, ăștia spun la, spun la glezni. Ce să faci cu un om, cu un alergător, cu un înotător, dacă vrei? Îi botezat, vine la adunare, e membru în adunare, dar el, el nu numai până la glezni, atât. Avem nevoie la panfară. Nu, 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 nu pot așa de bine, nu pot să vin la repetiție. Aș veni duminica să când, dar nu pot să vin la repetiție. Ăsta e până la glezne. Hai să facem ceva. -am, am, auzit că aveți o soră care îngrijiți de ea, îmi place și noi avem. Și zilnic îngrijesc surori în caz de emergență, să fim alături. Avem și un frate care necesită îngrijire. Și necazurile vin unele după altele. Suntem în căutare de notători, de oameni care să se bucure în Harul lui Dumnezeu. Apa aceasta, râul acesta e o binecuvântare pentru lume, frați și surori. E mare lucru să fii la îndămâna lui Dumnezeu, dar în alergare, cât de departe mi-a mers o mii de coți, e până la glezne. Alții sunt până la genunchi. Ăștia sunt mai adânci. Și câteodată nici nu e discurs, își ia cizme, să nu se udie. Mă întreb, ce faci cu ăsta? El în apă, îi în ca pescarul, să nu se ude. Eu vorbesc spiritual. Acum. Ok, cizmele astea să nu i- e atins de cuvânt, nu e atins de cântare, nu e atins de nimic. El are cizme. El e în apă. El vine în adunare, stă frumos, liniștit, merge acasă. Ai simțit ceva? Ăsta plânge, ăsta plânge, ăsta se predă Domnului, ăla primește Duhul Sfânt. El stă așa. El are cizme asta, dar e până la genunchi, în apă. Vedeți ce înseamnă? Iscusința omenească. Îngerul a luat și a spus, hai cu mine, măsurăm o mie de coți și intri în apă. Și a intrat. Este a doua categorie în adunare. Și la voi, și la noi, și pe tot pământul. Urmează a treia categorie, până la șolduri. Ăștia sunt mai, mai la adânc îl vezi mai silitor, mai harnic spiritual. Se roagă și la începutul mâncării și la sfârșitul mâncării. Se rogă și când își ia lunchbox sau sandwich la office. Mă a întrebat cineva, pot să mă rog, trebuie să mă rog și pentru sandwich de la break? Când m-a rugat că când am plecat la adunare. Ce să spui la omul ăsta? Bine, spune rugați-vă întotdeauna. Și când e vorba de mâncare, și de alte lucruri, rog de neîncetat. O fructă, un măr. Doamne, bine ce frumos l-ai făcut. Bine mărul ăsta. Nu știi niciodată. Ce se poate întâmpla? Îi spunea la fratele Iosif, am cunoscut un om pocăit, soția lui nepocăită. Și-o vrut să se scape de el. și a pus o travă în mâncare. S-o săturat, o, o spusea, fără să-i spună nimic. El se ruga mereu înainte de mâncare, frumos, mulțumea Domnului și îi facea și complimente la soție, ne-o spus ea după aia. Îmi facea și mă, mă înerva. Mă înerva când se ruga și după aia, deci ai făcut o mâncare bună, frumos, ce, ești minunată. Și ea se uita la ei. Nu-i plăcea rugăciunea, nu-i plăcea felul lui, dar el continua. Și într-o zi eu cumpărat o travă și i pus o travă. Și el a mâncat și a spus, mai punem încă o dată, că e tare bună supa asta. Și i-a pus. Și s-a pus lângă scaun, pe scaun, să vadă când pică. Și el a mâncat, o mulțumit Domnului, i-a mulțumit și ei, ai făcut o supă, ne mai pomenit în mâncare. Și nu pică. A doua zi, a treia zi, mi-a spus, am mărit doza la poezie Și pus. Și nimic. După câteva zile, iară eu mărit din nou. Spus, Acum, sigur, se duce. Nimic. El mulțumește Domnului, o laudă că a făcut mâncare bună, o primi cu mulțumire, bucuros. Și eu au spus, măi, Poate că asta nu e o travă, am o greșit. De unde am cumpărat, o greșit. Și-o dat la câine și pisică. Au perit într-un minut. După ce au mâncat, într-un minut, au fost cu piciorușele în sus. S-a speriat ea. și când am, a aperit câinile și pisica, au intrat în casă, l-au îmbrăsășat și au spus, ce Dumnezeu ai, cărui Dumnezeu te și el a Și eu s-a speriat, ce cu nevasta? și Dumnezeu care l am întâlnit și m chemat și pe mine la pocăiți. Dumnezeu ăsta te-a păzit, vreau și eu să mă pocăiesc. Și s-a a luat botezul. Și am avut ocazia să vorbesc și cu unul și cu altul. E, e, Dumnezeul care face minuni. Dar rugăciunea aia, câteva cuvinte înainte de mâncare, cotează mult. Tu nu știi cum se face dincolo de în bucătăria restaurantului. Ce se întâmplă acolo? Dacă este un terorist și... Bine, a spus, veți fi, veți bea ceva de moarte și nu va nu vă va mă! Cotează mult o rugăciune. Doamne, pun numele Tău peste ciorba aceasta și îți mulțumesc că mi-ai purtat de grijă și mă hrănești azi, îmi dai pâinea. După ce ai mâncat, îți mulțumesc că mai ai săturat, Doamne, slavă ție. Nu-i frumos așa? Acum revenim de nou. Unii au înnotat până la șolduri. Îngerul a luat pe omul lui Dumnezeu și a spus, hai cu mine. Ai ce bine să noți într-o apă care aduce vindecare. Se vindecă. Sunt oameni, surori, frați. Au bucuria aceasta, că apa vindecă. O ajuns până la șolduri. E frumos să vezi. Ești la 2000, 3000 de coți. Te uiți în spate, te uiți spre larg, e a treia categorie din adunare. Problema este, nu vorbesc în seara aceasta să vă uitați unele la alții, bă, cum e ăsta? Cât scoți o mers ăsta? Problema este, cât scoți am mers eu? Până unde am ajuns eu? Știți, ca predicator, ca păstor, pot să stau până la glezne? Și voi vedeți astăzi ce se întâmplă pe internet, în lume. Veți vedea oameni care spun că se evangheliști, sunt păstori. Dar când îl vezi cum să în apă și cât diud de puterea lui Dumnezeu, îți dai seama cât îi. Avem un păstor mare la Chicago, nu vă dau nui, dacă vreți vă pot arăta, am poza cu un așa mare. Noi avem cărțile traduse în românește, a lui. Și mă întreb, domnule, cât de adânc e omul ăsta în apă? Am poza unui comitet de adunare, mare adunare, american. Și comitetul ședința a fost bine, a fost darea de seamă înainte de adunarea generală și de bucurie au spus fiecare un păhărel de whisky și un trabuc. Toți se vezi cu... o Au făcut poză cu trabucul și cu whisky. -le. Mă întreb, cât de adâncă e ăsta în apă? E în apă și el. Mi-a o mii două mii trei mii dar este o altă categorie. Păi ăsta nu-i mai vezi de la țărm. Unii sunt ca pe falez, așa, deci mă ador pe picioarele, mă duc la ocean și dimineața și seara o oră să mă duc cu piciorușele pe napă. Cal pe nisip, o, e o saună nemaipomenită, nu e așa? Cam așa este și în pocăință. E happy, bucuros, vine, se plimbă ca pe faleză, ca pe Malu apă, dar cu pijerușile prin apă. El vine și uite, o odată un tânăr l-a întrebat, nu l-am văzut de mult la lunare. Zic, cum, cum, ai, de ce ai venit de seara asta? Deci am început să iubesc o fată. El stă cu el cu piciorul nu m puțin în apă, așa, e pe faleză. El a venit pentru o fată. Ok? Dar e în apă și el. Aveți grijă să nu vă însurați, să nu vă măritați cu ăștia care sunt numai până la, până la glezne și nici până la șolduri dacă îl vezi. Dacă îl întâlnești în not, du-te înainte atunci. Este a patra categorie care înnote în harul lui Dumnezeu. Ăsta se scoale noaptea și se roagă. Ăsta-l vezi la stăruinți. Ăsta-l vezi la rugăciuni. Ăsta nu-l auzi strigând. Ni se par oameni ciudați. Nu mai este forfot aceea de la mal. Nu mai auzi gălăgia aceea. Ești în adânc. de era așa de mare râu că trebuia să noți. Așa de mult îmi place liniștea cu Dumnezeu să ies din forfot al lumii, din gălăgia viacului care trăiesc. Să ies cu el, să-i simt briza aia de cer, să not cu el ziua, dimineața când mă trezesc, seara când mă culc, mă culc și adorm în pace, spunea psalmistul, că numai tu, Doamne, îmi dai liniște de plin în locuința mea. Ăsta notă, Mă uiți spre cer și îi spun dimineața, poate astăzi vii, am dorit să te văd, am dorit să ne întâlnim. E așa de frumos în noți și nu ești singur, Îngerul era cu el. Am să-ți arăt cât de adânc putem merge ai și capul iud, tot iud, în te duci înainte. Mi-a spus odată o soră, am vorbit cu ea, ea avea probleme, deci eu nu pot, frate, să not în felul acesta. Am vorbit de paza a patra, n-am cum, n-am cum. Soțul e el fumează, când ne culcăm ultima țigară, eu adorm în fum. Tu ce îmi spui, e prea frumos, e un vis. Viața mea e altfel. Și a spus, soră, hai să ne rugăm. Și ne-a rugat. Și am întrebat-o, ce ai vrea? să-ți facă Dumnezeu. Aș vrea să facă Dumnezeu în casa mea acea liniște care când mergi într-o pădure auzi păsările doar, nu mai auzi avioane, zgomot de mașini, voci tari, ce o liniște așa să fie. Și ne-a rugat o săptămână ne-a dat o oră în rugăciune și am zis la ora de, mă rog, și eu și ne rugăm și tu, Am mai sunat încă doi frați să ne rugăm pentru ea, că era la capătul puterilor. Și m-a sunat în a cincea zi și ne-a spus, s-a întâmplat ceva acasă la noi. O venit soțul de la servici, o mers la spital, l-o dus de la serviciu la spital. Și-o venit, l-o dus mașina acasă și avea o listă întreagă de restricții. Să nu bei, să nu fumezi, să nu te înervezi, să nu faci asta, ești în pericol. Și eu spus la nevastă, auz doctorul ăștia au nebunit. Dar ce Uite ce hârtie mi au dat. Asta înseamnă pocăită cum ești tu. Dar eu nu vreau să mă pocăiesc. Și ea s-a uitat, o citit și zic, ce a spus? I-a spus, atunci am mori. Doctorul spune, mori. Și o zi el n-a ascultat, două zile n-a ascultat, săptămâna care urma n-a ascultat, dar a început să-i fie mai rău. Și au ascultat. Și au început să se schimbe lucrurile în casă. Nu mai mirosea fum. Au început lucrurile să își schimbe natura în casă. A început să vină bucuria. După aia, după câteva săptămâni, a îngenuchea și el seara când se ruga nevastă sa. Ce frumos! Dumnezeu ascultă rugăciunea. Dar e nevoie să înnoți până nu mai atingi tălpile, pământul, fundul apei. Frațelor, nu te mulțumi doar cu puțin, dacă poți să ai mult. Cineva a povestit că la un stor mare, s-a dat un anunț. Ai cinci minute să alegi un singur obiect. Știi ce greu e să le Ai o mașină pusă acolo la dispoziție, ai mașină de spalat, ai bunuri, nimeni pe mine, ai costum armanie sau de care vrei, ai rochi, nu știu de care vrei, ai, mă rog, și îți spune, ai cinci minute să-ți iei un singur lucru care vrei tu. Ce ești tu. Și zic, ce s-a întâmplat acolo? O trat unul care a spus, da, eu vreau să... Știți cu ce o înșit Cu o de sosete. Bă, aș lua o pe asta, tot se gândea să o iau, să o iau. Nu, aia, din lângă ea, e, bă, asta bă, e mai tare. Bă, bă. Și o mers lângă aia, o meni... Și timpul trecea? Timpul trecea și au ajuns secunde și o apucat numai o pereche de sosete. Putea să iei mașina, putea să iei altceva. Vreau mașina, avar, atât, hotărât. Dar vedeți cum este omul? El vrea bașa, bașa. Asta nu-i destul, asta e bun, asta nu-i bun, asta... Dumnezeu spune, în noată, du-te, alergă! Când Dumnezeu îți deschide ușa cerului, de ce să te mulțumești până după ușă? Când tu ai ocazia să mergi până în capitală, până în downtown să mergi. De ce să stai la periferie? Ezechiel, prorocul, a fost luat de Domnul și i-a arătat acestui om ce înseamnă Canaanul, chiar a împărțirea țării. Și mai este... Îmi place și aș vrea toată biserica dumneavoastră să-mi notați. Veți, veți simți alți oameni. Veți experimenta ce n-ați experimentat în viața dumneavoastră. Veți trăi experiențe care le-ați auzit de la alții, le veți trăi voi. Veți vedea ce înseamnă Dumnezeirea. Când Dumnezeu vrea să-ți dea bucurie, El face toate, are o mulțime de posibilități. Eram în armată și eram santinel într-un foișor. Păzeam un depozit de armament. În gardă eram. Era duminica și mă gândeam, frații se rogă, cântă, la adunare. Eu stau în foișorul ăsta, cine vine să atace? aici, în România eram. Cine vrea să ce? Stau degeaba aici. Doamne, am cântat, am fredonat ceva cântare, sunt singur aici, poți să-mi dai așa o bucurie ca să mă bucur și eu. Deodată a venit o păsărică și o aterizat chiar pe colț acolo la mine. Eu stăteam mă uitam și o ce-a pus în cânte. Și întindea are și încântam se desfăta în cântare. Știți ce s-a întâmplat cu mine? A spus, Doamne, în viața mea nu mi-ai trimis un cântăreț ca ăsta. Sunt singur într-un foișor. Mi-ai trimis păsărica asta. Mă uitam la ea și plângeam. M-a plânsul și dorul de cer. Și a spus, ce frumos! Ai creat păsările Cântul ei mă bucură, mă duce, parcă trăiesc în adunare. Și au stat, o cântat și au schimbat glasurile, așa cum cântă păsările. Putea să fugă, era pe colț, unde eram, mâinile, la grătar, acolo, la gărduț. Aproape nimic, un metru. A fost trimisă să-mi cânte. Ei, dacă, când vezi un lucru ca ăsta, eu mă întreb, te mai îndoiești de alte lucruri? Când Dumnezeu îi trimite o pasăre, doar atât, să-ți dea bucurie. Doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Copii, bătrâni, experimentați, la volan, la... Eram în Leof odată, aveam hârtie de Leof, numai ce am venit în America după șase luni, aveam șase dolari la oră nu știam nimic engleză și mă dat în leof. Soția au venit din România, aveam chirie să plătesc 250 pe vremea aia și nu aveam bani de chirie, gata. Și aveam hârtia de leof în mână, înainte de a pleca acasă neodată și eram pe mașină, era vara, geamul în jos, eram amărât, mă gândeam, Doamne, de ce am venit în America? Am avut casă, am avut geaba, am avut... Nu ne-a plăcut felul ăla, dar Aveam tot, tot, tot ce în Ce caut eu aici? Și în timpul ăsta era pilia din dreapta. Era două linii aici, două linii aici și parcare, bineînțeles, dar era jumate care avea locul de, de parcare. Și mergeam, liniștit vara, geamul deschis. 25 pe oră, cam așa. Vine o mașină mare, pe vreme erau mai mari mașini, nu mai mici, așa cum sunt acum. O mașină mare americană din aia cu am două geamuri deschise. Mă uit, o băbuță slăbuță, căruntă, la volan. Ne-am oprit amândoi la stop. Și deodată ea strigă, Ia, Preș de lor! Și începe să vorbească în limbi. Bă, mă uit eu, ce cu asta? Eu s-am mărât cu foaia în mână de, 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 de Baba asta e aproape de moarte și se bucure. ce e cu mine? Și-a făcut și eu. S-a o socotit nebun. Am văzut-o pe ea, a spus mări să fie domnul! Slavă domnului! Mă duc înainte! Și-a plecat de acasă. Intru în casă, toate-s toate tot Toate-s bune! Asta a liniștit și după un ceas mi spun, spus că m dat afară de la lucru. Dar cu ce plăcim? Nu te îngrijora. Am văzut o babă care a fost tare bucuroasă și lăuda pe Domnul și nu te îngrijora că Domnul va purta de grijă. Și auzi cum poartă Domnul de grijă. O lăsat o săptămână, două, trei, trebuia să plătesc și n-aveam de unde. Și vine o soră la mine, în vizită. Deci am auzit când s-a venit soția, am venit să o vedem. O venit cu băiatul ei, Ana Șopț. Și când pleacă, îmi dă un plic. Deci fac plicul 300 de dolari. Chiria era 250. Zic, sora Ana, ce cu asta? Eu toată viața mea am dat, n-am luat niciodată ce -i, ce -i cu asta? Deci asta cu a venit soția. Nu. Câți copii ai? 19. 19 copii. Nu, nu iau. Mă gândit. Zic, soră Ana, sunt oamenii bogați la Chicago. Și trimite Domnul un om bogat. Te trimis pe tine cu 19 copii să-mi plătești chiria? Nu, nu iau. Și au zis, frate, ori. Domnul mi-a pus pe inimă să-ți dau ăștia. A spus, mama, părinții mei sunt în România, eu n-am pe nimeni în America, nici o rută. Cum îți spun copiii ție, mama, dă voie să spun și eu, mama, și până ziua de azi, eu îi spun, mama, a fost la nunțele copiilor, iar la mormântările și-au mormântat trei copii. Soțul. Așa a rezolvat Dumnezeu problema. Dumnezeu mi-a dat după aia, dar m-a pus la probă să vadă ce fac. În noți sau te întorci la mal? Și Dumnezeu m-a trezit prin femeia aceea, nu știu ce nu fost, n-am vorbit cu ea. Dar m-a făcut să mă schimb cu tot necazul meu în not mai departe. Doresc ca Domnul să vă binecuvinteze pe voi. Nu vă opriți, înnotați. Și mai este o categorie și cu aceasta închei. Categoria aceasta e foarte neplăcută. Vesetul 11 mlaștinile și gropile ei nu se vor vindeca, ci vor fi lăsate pradă sării. Auzi, ai râu care vindecă și destul de adânc poți să noți. Ai binecuvântări înaintea ta și să stai într-o mlaștină și într-o groapă. Eu întreb, dacă se uită cineva la tine, ce părere Aici e tu stai într-o mlaștă, îți cântă broaștele acolo. Și dincolo sânge. E slava lui Dumnezeu, e vindecare. Și tu te chinui într-o groapă. Auzi, astea sunt lăsate pradă sării nu i bine nici prea sărat, că sunt unii sărați, sare, nici nu poți mânca din el. Sarea trebuie să dea gust și dacă te bagi într-o groapă și într-o mlaște ca asta, eu mă întreb cine te va mai scoate de acolo. Nu scrie în Scriptură, acolo e moarte. Frații mei, Cinci categorii, cu asta cum mlaștena, sunt în adunare. Ne vom întoarce acasă. Mă duc, n-am mai vorbit niciodată din textul ăsta, să știți, eu n-am venit pregătit așa. Pentru prima dată am vorbit în seara asta din textul ăsta. Mă întorc acasă spre Chicago și mă zic, Doamne, cât am înnotat, cât de uzi sunt, cât de adânc sunt în Tine, în harul Tău mă întorc acasă cu întrebarea asta și mă voi verifica singur, eu by self. Verifică-te și tu. Doamne, sunt într-o mlaștenă că toate lucrurile încep să miroase rău, o apă stătută, care nu e vindecare, nu e viață, nu e speranță. Sunt într-o groapă afundat, când dincolo E un râu care pot să noți, să mă duc înainte, să mă bucur. Ne vom da singur răspunsul, dar Scriptura ne învață și ne spune în seara aceasta, învață să noți. Dacă nu știi să noți în apă când mergi la râu sau la ocean sau la mare, Aici nu spune nimic în Scriptură că dacă nu poți să nota, nu poți să intri. E un har care Domnul dă. Viața te ține totdeauna deasupra. Apa aceasta vindică, are viață în ea. N-ai cum să te neci în apa asta. M-am cu Dumnezeu. Nu este asta. În not cu Dumnezeu. Mă duc înainte, biruiesc în numele Domnului. Da, încercați, faceți tot ce vă stă în putință și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și dacă nu ne mai întâlnim aici, vorbesc cu un notător aceia care, în a patra categorie, mă voi strădui din răsputeri să nu stau aproape de țărm, nici până la genunchi nici până la șolduri. Toată viața mea mi-am propus, mi propus să not cât mai adânc în Dumnezeu. Mă voi strădui până la capăt. Dacă nu ne mai întâlnim, ne vom întâlni cu a patra categorie. Siliți-vă, anevoiți-vă să intrați că ce vremea este scurt. Vom intra în canalul ceresc în curând și ne vom aminti de clipe care le-am petrecut aici, trăind veșnicia din plin. Acolo va fi bucurie eternă. Aștept să mă întâlnesc cu părinți, cu bunici care au plecat, care mi-au spus să nu te lași, să nu rămâi în urmă, să mergi bine. Și bunici, și părinți. M-am despărțit de prieteni, de frați, scump, care ne-am întâlnit pe ogorul Evangheliei și ne-am despărțit în viață cu aceleași cuvinte, ne întâlnim acolo. Am avut un best friend, Viorel Căndreanu, cu el am avut și un, târg, un bun, prieten bun. Și le a spus, Aurel, dacă eu plec primul, nu voi intra pe poartă, te aștept și pe tine. Să intrăm amândoi, să vedem cum arată noi Ierusalim. Cum arată lucrurile pe care noi le-am predicat, dar nu le-am văzut niciodată. Ce lume spirituală, ce adâncă, ce va fi în cerul lui Dumnezeu. Și spus: dacă eu plec, te aștept. Tu ce zici? Și am promis și eu: dacă eu plec primul, te voi aștepta pe tine. El a plecat la COVID, când a fost COVID și eu eram bolnav de COVID în Chicago, el era în România. La două noapte am primit telefonul că s-a dus. Am pe cineva care mă așteaptă la poartă, dar mai este unul care a murit pentru mine și el mă va aștepta. Pe tine cine te va aștepta? Cât de departe ai notat în ea? Ești sigur că vei ajunge? Mă rog Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Frașii și surori, încă o dată, puțin, foarte puțin în vremea mai rămas și cel ce vine va veni și nu va zăbovi, negreșit, nu va zăbovi. Ce a promis, va împlini. Dumnezeu să ne ajute pe toți ca în ziua veșniciei să fim împreună. Amin.